într-o relație și fata te înșală. Trebuie doar să crezi în tine, puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Vreau să vii la mine, mână albastră. Puterea dragostei, tot ce visesc. Te pup, că e foarte frumos. E din inimă? Mm-hmm. Mai e foarte frumos. Te-am fericită? Și asta ce? Prin puterea dragostei. Oamenii mă văd mai rea, dar nu sunt rea, pur și simplu asta sunt eu. Te simt sigur câteodată, cred că situația e disperat. Însă când pot spune te iubesc în diferite moduri. Va veni și dragostea. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi, da, puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Da, da. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Xmas. We are waiting for you to celebrate today Day Christmas. Please welcome to the Daniel Crăciunul, zâmbește și tu. Cine? Daniel, poți să zâmbești și tu astăzi? Așa, așa. Jingle bells, jingle all the way. I wish you all to have a Merry Christmas. Papu! Te văd așa tristă. Niciodată n-am fost fericită de Crăciun. Ești foarte frumoasă, să știi. Mulțumesc. Îmi pare bine că suntem aici. Crăciun fericit. Crăciun fericit și te mersi mult. Ce joc mă mâncat de gură? Este un cadou care va spune foarte multe.
What's the sound? Is it him? Did you see a shadow moving? Everybody. Nu venea să cred ce mi se întâmplă și tremuram tot. Vrei să ne certăm? Ne certăm. Nu azi. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Băieți, ce aveți? Ce aveți cu... Ce sunt cu fețele astea? Sunteți tristuți? Sunteți somnoroși? Da, abia ne-am trezit. Ce e așa, mă? Ce ai făcut, mă, nene, mă? E foame! Ce ai făcut, mă, nene, mă? Ce auzi-o pe asta? Blondo, știi pe asta? Ia! Nu văd, nu văd! Blondo! Da! M-auzi? Da! Ia auzi! Noapte de Crăciun, vreau să spun acum. Nu știu, nu știi? Dar nu vă mai vedem. S-a furat curentul. Nici noi. Gata. A furat Adrian tot curentul. Așa, nu știi? Noapte de Crăciun? Nu, nu, ia. Vreau să aud. Da, se poate regia să mă ajute un pic cu un pian? Da. Hai, așa. Noapte de Crăciun, vreau să spun acum. Și să... Adrian, în momentul când începi să cânti, crezi că este o problemă tehnică sau o problemă din cauza melodiei? E cam visul meu, eu o zic cum aș vrea el. Da, leru-i ler, ceva. Vreți să cântăm toți o colindă? Ne foame! Băi, știți la ce m-am gândit eu? Facem cadourile? Auzi, știți la ce m-am gândit eu? Să mutăm asta, stă aici, să o punem pe aia de acolo, să facem așa o masă de Crăciun. Da. Să venim voi la noi. Da. Eu mă apuc acum să fac mămăligă. Perfect. Auzi, stai așa. Da, așa. Tu pregătești mămăliga, iar noi pregătim carne. Hai gata cu tupiul ăsta, că ce carne cu băieții? Și băieții, restul băieților masă. Vedeți că șorici n-avem, băieți. Să știți că n-avem șorici. Bă, asta e vrăjeală ieftină cu șoricii. Eu vreau. Ia atentă la mine că e vrăjeală ieftină. Da, tu de acolo, tu de acolo. Nu strâmba, aia cu mustață. Aia cu mustață, nu strâmba. Adrian, nu ai voie, Adrian, ține minte, te rog. Stai acolo, te rog frumos. Vreau și eu. Băi, fetelor, nu-l mâncați pe... Ștefi, gândește-te și la mine, te rog. Ce e acolo? Vrem și noi. Bebe, dacă te gândești la mine... Gata cu mâncarea. Ok, pentru toți. Mamă, ce mă enervează, bă, frate. Fetelor, dar păstrau șorici, avem o fiamă pentru voi. E bun, nu? Foarte bun. Da. Aha, șorici. Iar ce a început să mă mănânce nasul când m-am văzut șoricul. Te cerți azi. Te cerți? Mă mănâncă nasul, nu? În interior sau în exterior? Hai, mă, pe exagerație, șorici, în interior? Interior? Nu, nu, nu. Nu, 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 Bebe, unde ai plecat? Eu uite, mă, ce chef, ce chef mi-a luat, băi, mă, nu te... Mamă, deci uitați-vă ce avem aici. Eu astăzi voi pregăti la Adrian o surpriză. Și vreau să mă ajutați să umflăm baloanele. Mai întâi pregătim platourile. Ah, super. Flănină? Da. Stai brânză? Mamă, ce bine arată. Și asta e toba, cred. Raluca, lasă-te pe drumine. Mamă, ce bine brânza asta! Ce brânză? Da, am mâncat și eu una. Vrem și noi un cuțit. Păi da, dar dacă... Ralu, ne apucăm să facem una după. Astea? Nu le punem pe farfurii, le punem un 2-3, știi? Și le ducem așa și le punem pe masă și le... Hai, băiatul meu, hai sus, hai să mai antrenăm puțin mușchii ăștia pentru că... În felul ăsta rămânem fără masă musculară. Și crește stratul adipos. Se mărește și e bine. Ce zici? Masa asta se mărește. Stai așa, băiatul, să luăm asta de aici, să nu le vărsăm pe aici. Apucați de jos, bravo. Pun-o fix pe asta, fan. Ia vă să cadrează? Da, cadrează. Masa mare împărătească. Bun. Uitați aici. Hai,
Suciți-o așa. Lasă-o așa. A, da, nu, suciți-o așa. Așa? Da, invers. Și asta o punem. Băi, pe invers, să invers, să suțim cu tot cu covor. Cu covor, da, frate? Asta e fața. Să punem așa mai întâi. Invers. Nu. Nu, nu, nu. Aia e în partea aia? Nu, e bine, e bine. Am și eu nevoie de câțiva băieți cu o forță brută. Hai. Și mai puțin hai, la școală. De mult. Hai. Hai, Bogdan, ia de hai. Acolo. De unde se iau? Împinge și de aici. Mă dă, împinge hai, din și din acolo. Ușor, ușor și egal. Gat. Și acum cu totul. Perfect. Îți, Jonas. Bine. Haideți cu gara. Cu totul, cu totul, cu totul, Bogdan. În ce parte o spune? Așa. Bă, noroc cu Daniel, mă, că Daniel e creierul, mă. Împinge de acolo. Hai, de s-a învat în pene. Da, da, uite că pun mâna, nu? Trebuie să ștergem nebunia. Ștergem, ștergem. Mămăligă. Băi, a, s-a dus masa, mă? Ești foarte jos. Păi, e ok, e ok. Ba nu, e ok. E ok. E ok? Nu, frate, e bine. Păi da, tot nu încăpem cum trebuie. Avem și scaune, bro. E bine, e bine. Aici încap două. Să nu lăsați pe Adrian să vină până nu-i gata surpriza. Băi, dar ce stare bună am așa, că știu că ne punem toți la masă, pe bune, dacă m-a luat o stare bună. Bă, dar puneți, mă, mai multe din astea, frate. Ce frate? Mai e o lumânare acolo. A, uite, aia albă, n-am văzut-o. Punem două albe și una roșie la mijloc. Da. Băi, să știe că în capăt stau cuplurile. Da, frate, acolo stau eu. M-am pus acolo. Acolo tu stai. Unde stă, nu ne stau eu. Bă, dacă s-a pus el acolo. Bă, m-am pus prima acolo, frate. Bă, că eu nu mă ridic. Ce vrei, mă? Păi cu cine stai aici? În capul Messi stau favoriții. Cu cine stai aici? Păi și-am ieșit pe locul 2. Cine stai aici? Cum faci? Nu știu. Eu, uite, eu stau aici. În capul Messi stau favoriții. Adică eu și cu... Da, hai, poate doi. Stau liderii da, din da. Casă să vă și acolo vedem. Două fete, unul, doi. Eu și cu Rafael. Frână, ca să fie bine. Ce să cauți cu Rafael? Păi nu, că a zis capitanii, o să stăm așa. Voi sunteți capitanii? L-ați ales voi, eu am ales. Capitanii? Asta dacă le încălzim, trebuie să punem puțin apă ceva în ele, uite, că sunt puscate și o să se... Să pui apă în schiftele. Mă, trebuie să punem ceva, să nu te trec cu asta. Păi nu, asta nu încălzește așa, Roxana, o pui într-o farfurie și o bagi cu tot, da, nu la cuptor, acolo. Da, mi se pare că nu trebuie să le încălzești pe alea. Mai bine, da. Ba da. Alea trebuie să le încălzi? Eu știu că nu neapărat. Mă dorm măsele, nu pot să ți le mai am. Bagă-le puțin într-o unde. Ca să se topească grăsimea aia de pe ele. Nu, mă, cum sunt cărnații ăștia? Am găsit cuptor iar gura asta. De cât timp faci tu chestia asta? De cât timp antrenezi? De 3 ani. Da, mi-ai zis, am uitat. Ieri mi-ai zis de 3 ani. Da, am uitat. Da. Ai prea multă inteligență. Și mai dă și lui Bogdan. Uite-l, mă, Bogdan. Adică tu n-ai inteligență, ai văzut cum. Mi-am dat seama ce am văzut. Ai văzut ce am vrut să zică, da? Mi-s fratele meu, mă, ce-i? De Crăciun îți dai seama. Băi, dar ce pupăcios e ăsta pe da, băieții ei. E de Crăciun, mă. Vă-și ceva frumos. Ce bucura să mă simt că o să luăm masa împreună cu ei. Trebuie scos de acolo. Să vezi cum facă, mă, să vadă toate bunătățile astea. Ce expresie să aibă. Răcituri, tu! Nu le... Nu dar mai lasă-le acolo. Pfizer? S-a făcut, s-a pus. A, sunteți în urmă. Vreau să le pui invers, răcele. Le punem și noi în două, trei farfurii? Ce? Uite alea de acolo. Așa, și mai tai și da. Ba da. Nu? Da. Iarna, pe la 11. Astăzi, cum e dulce. Ce mâncare e aici? Dulce, nu? Da. De e foarte bună. Bun rău. O stropel, ceva în genul. Nu?
să fac introducerea de vlog. Ah. Păi cu telefonul filmez. Ah, da, ah, păi da. Te filmezi, om. Nu ai cameră specială, ceva? Nu, frate. Păi nu, că filmează super bine telefonul. Eu de te mași. Da, să știi că seamănă la mămăligă. Păi mămăligă e instant, n-am ce să mai frate, mai mult, atât se arde. Bă, dacă vrei lapte cu din alea, știi ce zic? Da, nu mâncăm acum, mai stăm. Da. Avem lapte? Așa e, uite, de exemplu, astăzi, bine, nu puteam, dar poți să, o să se dea ceea ce s-a întâmplat. Faci tu un montaj acolo, îți faci tu... Da. În jur băieții acolo. Spui la te de oricum te-a întrebat la interviu de ce ți-au furat sau cum ți-a părut și ca și mai departe. Mm-hmm. N-avea cum să... Te-au întrebat de... Păi n-avea cum să iei. Îți dai seama acum. Ce părere ai de băieți? Te-au, cum a fost primirea? De ce să zic, frate? Răzbunare? E, răzbunare, dar... Știi ce am zis ieri? Ce? Că răzbunarea e arma prostului. Normal, că nu te ajută cu nimic. La ce mă ajută pe mine? Mădălin e prost. De ce să mă răzbun? Cu ce mă ajută pe mine exact. În viață? Exact. Cu ce mă ajută? Exact, cu nimic. Bravo. Sufletește. E, sufletește. Sufletește când ierți, frate. Hai rău îți faci. Depinde. Da? Tu vorbești pe mine că dacă îți faci unul rău, cred că l-am părt după. Eu? Niciodată nu m-am răzbunat, frate, în viața mea. Dacă ești într-o relație. Da. Și fata te înșală. Da, mi s-a întâmplat și am pus punct fără să... Fără nu, stai să termine. America, nu? Stai să termine. Asta ai vrut să mă... Ce zici, mă, că n-are creier? Da, mi s-a întâmplat și am pus punct. Și gata. Dar oricum, frate, eu... Dar nu toată lumea reacționează. Toate fetele cu care am fost în relație, m-am despărțit frumos. Cu nebunica. Dar a rămas amici. A, eu nu. Știi? Eu nu, am rămas amici, frate, pentru care că... Care este cea mai lungă relație pe care ai avut-o? Un an. Un an? 11 luni și câteva zile. Cea mai lungă? Pe voi nu vă preocupă aranjatul mesii. Cam scurt. Deci, hai să vă explic eu cum a stat treaba cu relațiile mele. Deci, eu am făcut... eu, să nu folosesc eu. Am făcut dans sportiv 8 ani de zile. Și știți că în dansul sportiv dansez cu o fată. Da? Da. E, și dai seama că aveai tot felul de chestii de-astea teatrale. Te-am da, mă, de ea, de ea, te pupai cu ea, o luai atingere. În brațe. E, și prietele mele veneau la concurs să mă vadă. Ei, nu zic că erau super geloase. Atunci vreau să punem punct. Ori puneau ele punct, ori făceau mai mult rău. Și zic, de ce să-mi risc eu cariera de sportiv pentru o relație? Exact. Pentru că până la oră rămâi cu titlul de campion sau cu titlul. Auzi, Cristina, de... scuză-mă că te întrerup. S-a terminat recent relația ta? Nu. Să mai simți ceva pentru ea? Dacă s-a terminat, ce lucruri mai ales să mai simți? Băi, unde hai să-ți explic ceva. Știi de ce te întreb asta? Fiindcă de o să vadă. De două săptămâni. Dacă, dacă de... te știi, ce? Te urmărești, o să te vadă. Păi stai așa puțin. Deci stai puțin, că deci tu te-ai despărțit după un an. Așa. Acum două săptămâni? Da. A, deci e proaspătă situația. E proaspătă situația. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Care, am primit sare. Nu cred. N-am primit sare. Fetelor, s-a ars ceva la voi aici? Da, okay. Puțin, dar am băgat ceva de plastic. Deci să înțeleg că pregătiți o masă de Crăciun? Da, da, da. Sare. Da, voi sunteți foarte gospodine, bag de seamă. Da, toată noaptea ne-ai chinuit. Toată noaptea, Andreea. Noi și unde este șoriciul, vreau să știu? Aici. Aici. Sărmăluțe. Ce-a mai rămas? Doar atât l-ați oprit băieților? Da. Eu o chem pe Rafaela în camera roșie. Ma. Da, exact, nu se așteaptă. Vreau să mă sărut cu ea în cameră, așa. Adică, adevărat? Ei, glumezi. Hai, cine cheamă pe cine, Bogdan? Nu chem, adică nu știu. Pe Aniela. Păi, zi-mă că ăsta venim aici, frate. Nu chem, mama, n-ai bine să chem. Pe Aniela. Bă, că până o fată nouă, o cheamă de 10 ori în cameră. Bă, cheamă-te pe ăla. Bă, ai, ia să facem jocul ăsta, mă. Pe cine să chemă? O cheamă Bogdan pe Raluca, o cheamă și Ștefan pe Raluca. Da. O chemați voi doi pe Raluca? Facem farsă. Da. O chemați voi. Știi care e părerea mea? Că să nu, dea, să nu mai zic așa ușor, poate să dau de gol. Să lăsăm și noi în bilețele acolo, cum au făcut ele. Da. Bă, adu-i repede o foaie de hârtie și să scriu repede ceva frumos. Da. Cel da. Mai simplu. Noi nu stăm acolo, o să vină, știi? Adu-i exact. Repede să scriu. Le plătim, știi? Îți dau capul meu? Nu, că mi-e ok așa. Da, mă, dar uite, de exemplu, Cristi sigur să cheme o fată pe bune. Nu la mișto. Da, el să cheme o fată. El să cheme o fată, dacă... Și care vreau să nu știu pe cine să chem. Pe bine. Ori te bași și tu un joc, acum ori... Bă, da, după bani un joc. Trebuie foaie. Cum? Bă. El e ca și cum a participat la jocul. Oricine, numai pe Vio să nu o chem, că e nasoală. Cred că o chem pe Rafaela.
Deci, băi, deci eu nu pot să cred Bianca, ce impact are Rafaela, fiecare băiat care a venit să aici, facem un vlog. Prima persoană Rafaela, fiecare băiat. Bianca, ești supărată? Nu, înfometată, rău. Doar atât? Da. Te văd așa, tristă. E, nu, și cred că se acumulează, știi, și după se vede pe față. Păi ce s-a acumulat? Așa, o tensiunea de aici. Serios? Și mi-aș fi dorit mult să fie să... Cum înainte, în fiecare Crăciun, să fie ăsta primul Crăciun în care spargi lucrurile urâte, ducă-se și iată, ai de toate acolo, o să ai parte de o masă de Crăciun. Da. Și mai mult, și mai mult decât atât, de foarte multe persoane în jurul tău, că-ți place, că nu-ți place, că-ți plac unele persoane, că nu-ți plac, aici așa, treci cu vederea, sunteți împreună. Și la bine și la greu. Chiar îmi pare rău. Poți tu, pentru anul viitor, pentru că anul ăsta ești aici, poți tu să strângi toate prietenele și toți prietenii, să te pui să faci tu sarmale singurică, să te pui să pregătești și să-i inviți la tine.
Păi așa am făcut de revelion cu verișorii mei, cu toții, și am făcut mâncare, dar nu mă pricep, eu nu știu să fac comand. Aranjamente și... Comand și gata. Important este să ai pe cineva alături, să nu te simți singur. Așa e. Ștefania? Eu pot să spun că sunt norocoasă că o am pe mama, pentru că indiferent că muncea până târziu sau așa, tot timpul își făcea timp pentru noi și ne gătea și am avut parte de Crăciunul în familie în fiecare an. Marina? Și am avut parte de Crăciun frumos în fiecare an. Chiar dacă era mama, chiar dacă era bunica lângă mine, tot am fost în familie. Hai, vin un coț, uite aici. Uite aici. Ah. Ce scrie acolo? Le zice mai întâi Crăciun fericit. Păi și trebuie să le duce măcar ceva. Ești stângaș, mă? Da. Da, băi, stângaș. Și semia dat pe se zice că ăștia stângaci iau din astea paranormale. Da, mă, și fiecare cheamă pe lui cum ar veni. Serios, asta ce se zice? Crăciun fericit. Astăzi este rândul vostru să vă imaginați persoana pe care o doriți lângă voi. Exact, mă, că trebuie să vedem și noi cum fac ele, mă. Trebuie să vedem, frate. Cum reacționează? Am mâncat, am mâncat. Cum reacționează? Cum da, mă? Bravo, 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 bravo. Raluca? La mine e primul Crăciun care nu sunt acasă, dar totodată sunt foarte tristă că știu că tata nu e ok și cred că anul ăsta a fost cel mai greu an pentru mine. Dar sunt puternică, totul e cu un scop și... Bunicul, e primul Crăciun fără bunicul meu, tata lui tata, a murit, cred că de 4-5 luni și a fost, după moartea lui, mă rugam să-mi arate orice chestie și m-a ajutat și când, de exemplu, tata a avut accidentul vascular, mă rugam la bunicul să-l ajute cumva pe tata și e greu, indiferent că suntem toți aici, tot mi-e dor de casă. Așa este. Cred că și ție ți-e dor să stai acasă de Crăciun. Doamne Dumnezeule! Tuturor! Doamne, nu, la noi este un pic mai complicat, la noi e, indiferent de unde suntem, trebuie să facem cumva să ne strângem cu toții. Așa e și la noi. Că dacă nu, o, Doamne, nu e bună. Și se fac eforturi uriașe câteodată, pentru că poate sunt drumurile înzăpezite, mă rog, de fiecare dată am întâmpinat această problemă cu drumurile înzăpezite. Și a fost groaznic, dar de fiecare dată am reușit să ne strângem cu toții. Nu a fost Crăciun în care să nu fim împreună. Nu știu cum ar arăta un Crăciun fără să fiu alături de, nu știu, măcar o persoană dragă mie. Nu spun mai mult. Sau de toată familia. E greu. Foarte greu. Da. Iorela? Așa e și la mine. Cum ai spus și tu, în fiecare an încercăm să ne strângem cu toții, ori la mine, ori la frații sau surorile lui maica mea, ori la bunica mea, dar întotdeauna încercăm să fim cu toții și acum mi-e puțin greu că sunt aici, dar totuși mă bucur de tot ceea ce e aici, pentru că e frumos și ceea ce e aici. Îmi place. Mă bucur. Ia să vedem Bianca. Încearcă să, încearcă să te ridici un pic de acolo. Încearcă să te ridici un Bucură-te pic de acolo. Bucură-te că suntem toți împreună acum. Te amărăși singură. De ce? Ce sens are? Ei, mă gândeam așa și... Nu te mai gândesc. Nici măcar nu merită să te gândești la așa ceva. Încearcă să privești ce ai acum și ce o să fie. A fost, a trecut. Ce? Te-a făcut mai puternică. Exact. Ia să vedem ce fac băieții. Poate au aranjat masa. Salut, mâna! Bună dimineața! Ce faceți? Cum sunteți? Bine. Foarte bine. Așteptăm camera roșie, că știm că astăzi este camera roșie. Sper să nu fie roșu Crăciun. Azi e ziua de Crăciun, camera roșie. Împreună. Noi nu vrem azi camera roșie. Ba da, ba da, ba da, ba da. Ba nu. Ba nu. Să știți că am vorbit cu fetele până acum, ne-am amintit de cum a fost în Crăciunurile trecute. Ne-am emoționat așa un pic, ne-am întristat. Și voiam să vă întreb și pe voi, ce simțiți? Ce amintiri vă vin în minte? Într-o zi ca asta. Încă ne gândim. Diminețile în care ne trezeam cât mai repede sau poate nu dormeam deloc. Exact. Ca să desfaceți cadourile de sub braț. Cu grija de a-l surprinde pe Moș Crăciun. Curiozitatea era foarte mare și nerăbdarea de a ajunge la brad.
dar nu-l prindeam. Eu țin minte că mă trezeam, singura mea grijă era șoriciul. Serios vorbesc, nu rezist fără șorici iarna. E ca pâinea pentru mine. Ce rău îmi pare că au mâncat fetele tot șoriciul. Da, ce rău o să-mi pară și mie. Ca să nu se răcească mămăliga, o să fiu foarte rapidă. Astăzi o să aveți parte de camera roșie într-un mod special. Adică? Vă veți oferi cadourile de Crăciun în camera roșie. Păi da, eu am pus cadou supra la feteir, că am zis așa să fac. O să mergi să-l iei. Cine va oferi cadoul într-un mod cât mai romantic, cât mai frumos, cât mai special, va primi și un premiu. Da, am o întrebare. Noi am întrebare făcut că Secret Santa. Eu nu am cum să-i ofer lui Adrian cadou într-un sens romantic. Exact. Nu ai pregătit niciun cadou pentru o persoană dragă? Hai bine, am pregătit. Atunci îl oferi într-un mod special. Nu trebuie neapărat într-un mod romantic. Ai auzit, Rafa? Da, dar era vorba, adică... Te aștept cu zâmbetul pe buze. Să vii la mine, mare albastră. Și după această cameră roșie vom hotărâ împreună cine merită să câștige premiul. Bine, baftă! Băi, aduceți-i cadou, frate. Da, stai liniștit. Provizezi un cadou. Hai, fugi! Am avut mai multe certuri cu Rafaela din camera. Eu sunt, frate. Mamă, nu știu ce scrie acolo. Poate ce are, mă, frate, să dai cadou, frate, ce ai? Ia încearcă, mă, să vedem dacă ai tupeul ăsta. Eu am tupeu, dar nu mă înțelegeți, dar... Bă, o să fie premieră, o să spargi totul cu voturile. Încearcă să nu mai cazi pe astea. N-ai cum. Am plecat, fetelor. Să știi. Mulțumesc. Îmi pare bine că suntem aici. Crăciun fericit. Crăciun fericit și te mersi mult. Ce joc, mă, mâncate, ești gura. Este un cadou care va spune foarte mult. What's the sound? Is it him? Did you see a shadow moving? Everybody. Nu venea să cred ce mi se întâmplă și tremuram toate. Vrei să ne certăm? Ne certăm! Nu azi! Dom, dom, să înălțăm! Dom, dom, să înălțăm! Am plecat să colindăm! Dom, dom, să înălțăm! Când boierii nu s-a casă! Dom, dom, să înălțăm! Când boierii nu s-a casă! Dom, dom, să înălțăm!
Așa. Deci, așa. Ok. Trecem peste emoții? E ok totul? Da? Nu, nu e ok. Totul e ok? Sigur îți place pui? Da. Da? Da. Pur și simplu tremur. Nu știu, am sunt emoționată. Ce spui? Am primit și asta de la mama ta și nu mă așteptam. Vorbesc foarte serios. Cum a reușit să fac asta? Este... Prin ce spirit duși este... a vorbit ea? Magică. Și-a venit cu aia. Ce-ai făcut, bucată? Bă, dar ce ți-a cumpărat? Doamne, ferește! Ce moș bogat ai avut? Ce-i aia neagră? Ce anume? Ce-i jucăria aia? E un iepuraș. Iepuraș? Da. Iepuraș. A, iepuraș. Da. A, vrea să arate că este iepure. Ce-a înțeles plușica din cadourile mele? Păi da, eu nu am înțeles plușica. Bravo. Pălincă. Asta am înțeles plușica. Ne pui iaurtul în frigider, te rog. Asta o să-l tăiem, să-l mâncăm cu toate. Dar dintre toate cadourile astea, cel mai important e cadoul ăsta. Lănțică. Pe care l-am primit de la mama lui. Ce tare. Foarte frumos. Da, mi-arăți bio ce ai primit. Cred că nu vei. Arată-mi cadourile. Nu te-ai timp să vorbim. Păi veniți aici cu noi. Las-o, las-o, că n-are legătură. Bombă. Oh, doamne. Bombă. Zi-mă ce a fost în asta. Ceasul. Asta voiam să-l văd. Foarte drăguț. Tu say you're ready. Bravo. Hai că am o presimțire, că eu o să dăm toți. Pane, numărul, am o presimțire, că eu o să fiu chemat acum. Băi, Adrian, merge camera roșie. Adelin este... Ce? Ce emoții am avut? Ai avut emoții? Ce, frate? Mamă, cum îi bate inima lui ăsta. Ce? Cum, frate, mag? Pâinela! Dragă mea! Mua. De ce te și tu? Foarte frumos. Bă, ăsta vreau să mi-l cumpăr și eu, dar pe alb. Da. Da, bine că spui firma. Bă, ăsta poți să dormi? Da. Nu trebuie să aibă aciditate. Mamă, nu o pune plină. Trebuie să aibă presiune. Doamne, câte cadouri ți-a cumpărat băiatul ăsta. A golit mall-ul. Am băut eu un shot. Atât de mult ai băut? Da. Mai mult. Am pus linira. Linira. Nu, păi, nu că vei după aia. Uite acolo pahar. Ești nebună. Roxana, tu nu înțelegi demersul. Ești nebună. Trebuie să-ți le explic eu. Dai așa bum și repede ăla. Vreau să-ți explic eu demersul. Păi dai cadou. Adelina. Ți-a spus. Ștefania, te aștept în camera roșie. This is plain old place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I ain't brought some pot of popping. Long as you love me so.
Let it snow, let it snow, let it snow. Where we're finally good to die. In our way, going out in a storm. Cine-i? Stefania! Hai, dă-mi astea, Vasile! E cea mai mișto surpriză, nu mai face nimeni niciodată. Auzi? Hai că te ajut eu. Lași că-i fură lumânarea. Hai, fata, că te așteaptă Adelin, du-te! Auzi? Adu-mi o brichetă, vezi că e la mine, e sertar acolo, lângă pat. Ralu, dă-mi și mie bricheta! Pare bine că suntem aici. Crăciun fericit. Crăciun fericit și ție, mersi mult. Ce joc mă mâncate, gura ta? Este un cadou care vă spune foarte mult. What's the sound? Is it him? Did you see a shadow moving? Everybody. Nu venea să cred ce mi se întâmplă și tremuram toate. Vrei să ne certăm? Ne certăm! Nu azi! Am plecat să colindam, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Crăciun fericit. Crăciun fericit și ție, mersi mult. Ce joc mă mâncate, gura ta? Este un cadou care vă spune foarte mult. What's the sound? Is it him? Did you see a shadow moving? Everybody. Nu venea să cred ce mi se întâmplă și tremuram toate. Vrei să ne certăm? Ne certăm. Nu azi. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Java! Da, să spune pe asta. Fete, scrie acolo. Fetele nu le-am lăsat șorii. Tu nu mai mânca asta. De ce? Da. Stai să pornesc. Da. Ne lasă comentarii pe Facebook de norocilor. Toți șorii cu azi mâncare le-ați lăsat și la băieții aia niște șorici. Dar trebuie să pui apă rece pe ele ca să se lipească, nu? Așa se zice, nu? Serios? Păi să lipesc. Nu, și ajung la băieți măscaturi, frate. Ade, tu erai aici, eu credeam că eu te chem. Așa am crezut, tu te-am uitat. Ce faci? Bine fac, tu ce faci? Bine, bebe. Ce ai adus aici? Stai să vezi, bebe, ce-am adus. Ți-am adus un cadou. Ți-am adus o inimioară.
Și am adus să bem. Aoleu. Da, bebe. Ia da? Cu fetele un pic. Ce crezi? M-am întâlnit cu Moș Crăciun și mi-a spus că ai fost cu minte. Așa? Și mi-a dat un cadou să-ți dau. Unde e? Și cu inimioară, bebe. Mulțumesc. Stai un pic că vreau să-l las aici. Să te pup. Da. Stai să aprind lumânarea. Prind și lumânarea, Doamne, ce frumos. Vrei să bem un picuț? Sigur că vreau. E cam tare, să știi. Dar punem da? Așa puțin. Gata. Tu cât vrei să-mi zici? Cât vrei, punem. Bebe, spun mai mult, dar bei cât poți. E tare sau? Este, da. Nu glumesc, este tare. Fetele sunt deja amețite. Păi uite, am făcut asta. Foarte frumos, e Crăciunul. E Crăciunul, nu? Putem să... Și eu ți-am luat eu un cadou, adică de la Moș. Mai întâi, hai să dăm și noi, să ciocnim puțin. Îmi pare bine că suntem aici. Crăciun fericit. Crăciun fericit și ție, mersi mult de tot. Nu mă așteptam, chiar am întrebat și... Moșul mi-a spus că ai fost cu minte și că meriți un cadou. Cum, bebe, nu te așteptai? Păi eu știu dacă ai fost cu minte, dacă n-ai fost, n-aveam de unde păi să știu. Păi pe tine chiar nu te-am supărat deloc. Păi nu pe mine, nu trebuie să mă... Ce fura cadou? Nu cred, l-ai lăsat Polinca? Da. Nu te cred. Păi da, mi-a cerut. Uite, era aici, era lucra. Dar ce din balonul tău puțin? Nu? Să-ți dai din balonul tău puțin. Mai mult. Mi-e place foarte. Seama. Merry Christmas. Ce scrie pe aia? La mine? Daniel, nu? E cu solul meu, da. Las cu dedicație. Eu am cerut ceva mai devreme. Uite, vezi ce bine stă cu corăința asta pe cap, mă, te-ai supărat pe mine, este? Te-ai supărat pe mine? Mă, frate. Ce ai, mă, flori? Am crezut că ai primit flori de mergeai așa cu ele. Ia de sfă și miroase puțin. Doar miroși. Ia, Cristi, bagă-ți la ta. Thank you. Mamă, dă să bag asta la loc. Păi, mare, ce fiți, mare, ție trebuia să-ți dau. I-a luat balon? Ce se aude? Adrian, fii atent, hai, du-te. E alarmă. Vedeți că este o lumânare aprinsă acolo, fetelor. Să nu stingeți numai dacă vedeți că ia foc. Ce ai primit? Următorul cred că e Adrian. Ai primit de la omul tău? Ia de la omul meu, da. De la tine e demenția. Gata, băi. Da, ce fain arată. Ia să mai bem nimic. Vă rog frumos să-mi aprindeți voi și când vin cu Adriana aici... Raluca, dar tu ai făcut macaroane cu creveți, nu paste. Ce? Macaroane. Lasă-mă tu, eu m-am legat de tine. Da, că vreți să vedeți? Oh, bun, Jenny. Adrian. Hey, Jenny. Good luck. Coming. The king is coming for you, my lady.
A, Dima, bine, mă. Să vină Să vină Rafaela. Rafaela. Adrian. Ia cadou. Pe el-i dus? El mă odată poate chema ce dus-i. Da, ai văzut ce i-am scris, da? Adrian, from wishy, best wishes from your worst nightmare. Cum ar fi să nu fie Adrian? Da, îi Adrian. Adrian-i? Da. Adrian-i face Rafaela. A, dar cine l-a rupt pe ăsta? Cine a băgat mâinile aici? Aici. Vreau să-i dau ăsta lui Adrian. Îl chem pe Adrian. Vreau să-i dau cadou lui Adrian. Nu accept jocul lor. Ce joc mă mânca de aici, gura ta? Băi, haide. Am dat timp. Deci crede, mai fost tare. Nici nu mai văzut acolo așa, nu? Să punem inimii în asta. Trebuie să fim original, am zis să fiu original, dar... Mă așteptam să zici câteva cuvinte, dacă tu nu intri în joc... Dacă tu nu intri în joc... Adrian, sper că nu s-a supărat Raluca. Niște din alea scumpe. Adrian, best wishes from your worst nightmare. Thank you. Also, the king is... Poți să-l deschid aici? Zim ce crezi că este înainte. Hey, Hector, how? Oh, what the hell is that? Așa, acum, sper că nu există o Cătălica în Ioari. Fiecare cu pasiunea lui. El îi tăi zrala e. A, ele ce înseamnă căfânioară. Ia, din hașă visezi la o fermă de trăinte. Clor... Wow. Ok, clorni n-ar trebui să facă... Am comandat fileu și am primit pe... Mamă, ce tare e cadou ăsta. Clorni n-ar trebui să facă politică. Mamă, ești pe mă ține ocupat toată seara. Mamă. Le ștergi tu. Mamă. Mamă, nu m-am gândit în viața mea la un asemenea joc. Mamă, dar n-am râs așa. Doar atâta e, nu? Da, atât. Așa.
Și cu asta. Da. Ai timp e să pe spui. E pe timp, da. Da, citești regulile aici. Le citesc, le citesc. Da, așa, măcar ca eu și... Eu sunt un băiat care respectă regulile. Sper că ți-a plăcut. Da. Ăla. Așa, și ăsta e al tău. Pentru câte ți-am făcut eu până acum, m-am gândit să te îndulcesc cu multe chestii. Să rămână. Hai că ne distăm, ne vedem după aia și adică ne jucăm toți. Jucăm, este un cadou care va spune foarte mult. What's the sound? Is it him? Did you see a shadow moving? Everybody. Nu venea să cred ce mi se întâmplă și tremuram tot. Vrei să ne certăm? Ne certăm. Nu azi. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Entuziasmate, ne place. Să fie bine astăzi. Da. Dacă ar fi fiecare zi, cum o să fie ziua asta. Dar stai puțin, că nu e timpul tehnic. Dacă ar fi în fiecare zi Crăciunul, ar fi frumos pentru toată lumea. Să primiți ca să... Oh, ce fericit e atât. Băi, ești nebun. Băi, zici că mă uit la un film. Da. Serios. Cum o să nu țin eu la ea? E fată bună. Primul da. Vostru Crăciun. Da. Și știi ce m-a mirat pe mine? Am vorbit cu maica mea, am vorbit și vorbesc în fiecare zi. Hai când vii cu Ștefania să cunoaștem, că îmi place de ea. Și maica mea nu știu dacă mai țin minte. Băi, de când am venit aici, prima difuzare, primul episod, și mamaie și maica. E fata aia brunetă, Ștefania, parcă, din primul episod. Și eu deja am pus ochii pe ea, știi? Și cu toate că am pus ochii pe ea, am zis, bă, s-o las. Am ieșit cu Bianca, cu Rafaela, știi? Da. Și după m-a atras rău de tot. Prima dată a fost impactul vizual, asta am spus, știi? Ne-ați văzut? Nu. Băi, am leșinat de râs. Băi, deci nu mai putea de râs. Ai avut rău, ai avut dreptate, s-a bucurat. Stai un pic. Trebuia să fie două echipe, dar nu are nimic, da, nu știu doar că de lângă. Da, haide, să le citești și asta e. Haide, da? Haide. Ia să fiu. Clavin ar trebui să facă politică. Nu, te citești de aici. Așa te duci la băieți. Doamne, deci cât am putut să râd. Te vedea de... Dar auzi ce face. Aveam ăla pe masă. Dar mie mi se pare foarte interesant. Este rândul nostru să... Da, este rândul nostru să facem un joc. Așa scrie acolo, știi? Este rândul nostru să facem un joc de Crăciun. Așa că imaginează-ți persoana care va fi lângă tine. Cum a făcut noi, a trecut. Trei. Și acum el era ascuns cum intri în dreapta acolo și a pus ceva pe el. Și nu l-am văzut. Și am zis, eu nu particip la niciun joc. Vreau să vin Adrian să-i dau cadou. Îl punem când este. Și atunci a ieșit de acolo, m-am și speriat. Bianca, să vină în camera roșie. Hei,
mai este? Bianca și Roxana. Și nu, nici alaltă. Nu mai chema nimeni, ca de obicei și fără... Păi tu trebuie să chem. Eu? Da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Nu, ei cheamă? Da. Pa. Crăciun fericit, dragă! Merry Christmas! Ce faci, Bianca? Bine! Bianca, uite, am și eu o surpriză pentru tine. Ah. Nu vreau să deschizi. Ah. Nici acum. Oricum nu o să stăm atent. Nici acum, nici când ieși, nici diseară. Mâine dimineață. De ce? Așa. Mâine dimineață, nu deschizi. O să vezi tu despre ce. Are legătură cu tine? Da. Are legătură cu amândoi. Ok. Este un cadou care va spune foarte multe. Promiți? Pe deliția. Promiți? Pe roșu. Juri pe roșu? Da. Jură pe roșu. Pe roșu. Nici la fete că te vor pune, ia fată, da. Ia fată. Da? Deci orice ar fi, nu. Da? Da. Deci până în emisiune. Promit. Ce faci? Un pic sunt așa, abătută. De ce? M-a întrebat Andreea de Crăciunul de anul trecut. Și ce s-a întâmplat? Și bineînțeles că am... Ce ai făcut în Crăciunul de anul trecut? Ei, s-a despărțit gen fostul meu exact pe 24, știi? De tine? Mm. Adică v-ați despărțit, nu s-a despărțit? Nu, el s-a despărțit. A, el te-a părăsit da. Pe 24? Și am stat tot Crăciunul singură, știi? Nu suport. Nu-mi place să vorbesc despre asta. Am avut un Crăciun foarte nasol. Ești curioasă? Da. Pe o scară de la 1 la 10? Cât de curioasă ești? 11. 11? Da. 11, deci să știi că surpriza la final va fi... Chiar va fi surpriză. Mamă, e un inel. Doamne, ce curioasă m-ai făcut. Bine, oricum, eu sunt de cuvânt să știu. Dacă spun ceva, eu nu fac. Nu... Nu, vezi că fetele vor sări pe știu. Tine și diseară... Nu, că stau, nu. Deci ăsta ai grijă de el. Da. Promiți? Promiți? Da, îmi promit. Ia-ți cadoul. Și ne vedem la masă. Da. Deci nu uita! Da, promiți! S-a nimerit în așa fel la bilețele, că eu prima dată am primit-o pe Roxana și am făcut... Vino și tu mai aproape, că nu te aud, nu te înțeleg. Eu prima dată am primit-o, pe Roxana, știi? Și gen, după ce s-a făcut din nou, mi-a picat Rafaela și eu i-am picat Rafaelei. Ca să vezi și tu destinul ăsta. Tu ce ai luat ei? Eu? I-am luat un coș de la mare cu dulciuri, sucuri nebune și Rafaela? Da. Și am zis, pentru toate câte ți-am zis acum, să te îndulcezi măcar de Crăciun. Dar ce vrei să faci cu el? Îi dau cu ulei. Îl pot să o bagi în gură, să facem așa ca doamna și vagabontul. Și fac... Oameni, și ai... dacă n-ai... Am băloșit-o în mână, știu. De la cine? Nu pot să vă spun. Iar e asta filmată cu nu pot să spun. Iar asta că vrea să spună. Da, păi nu, zi, nici nu mă interesează, de fapt. Bă, a fost Daniel sau nu, că asta Ricardo, cred că a fost. Da. Ricardo. Ricardo, da. Nu pot să vă spun ce e aici. Păi cine e? Mădălin, dar nu pot să spun ce aici, că nici eu nu știu. A, Mădălin? Da. A, super. Și când o deschid? E Daniel, nu mi-a zis mâine să o deschid, nu azi. În emisiune? Da. Și poți să nu deschizi azi? Nu. Nu deschid, i-am promis că mâine nu. Las-o dacă l-a promis. Nici eu nu știu. E tu extras pe tine. Nu știu ce e. Nu mă extras. Să-ți facă un cadou extra. Mi-a zis că are ceva legătură cu noi doi, nu știu. Cred că își bate joc. Băi, Bogdan. Da. Bagă-mă, frate, în cutie un măr de ăsta copt și gata. Bă, ce-ai primit, mă, ce-ai dus? Gestul contează. Am dus. Ce-ai dus? Un cadou. Ăla? Nu ăla. Ăla este cadoul Andrei. Adevărat, mă, și cum o să decidem noi care a fost cel mai original când a dat cadou? Poate se va arbitra. Așa ar fi cel mai corect. Din camera roșie, da. Da, se va arbitra. Că a zis că doar cadourile din camera roșie vor fi arbitrate. Da. Bravo! Ce-am zis? Bogdan!
bună. Doresc să vină Roxana în camera roșie. Roxana. Acum. Ce mă, Roxana? Am fost doar asta aici, atât. Ia un loc. Nu vă sigur. Uite ce să zic, ți-am pregătit un cadou. Așa? Acest nu mă așteptam să vii tu. Serios? Să mă chem. Știu că te așteptai să fii o none. Nu mă așteptam să fie nimeni. Vreau să zic cadou ăsta, cum să zic eu ție... Ce reprezintă? Mesajul meu către tine. Adică... Da. Nu știu, să zic așa despre tine câteva vorbe. Așa. Vreau să spun că nu prea am avut timp. Și să vorbim și să ne cunoaștem. Și să vorbim și nici pentru cadou, însă am improvizat ceva, adică... Pe moment sau? Da, zilele astea, știi? M-am gândit să-ți fac chiar ție. Serios? Da, mă rog. Mă așteptam să-l chem pe Bianca. Tu mi-ai picat la bilețele și de-aia, știi? A, mi-a picat și tu, știi. Bun, îți dau cadou. Dar mai stă-mi două, bă, că mai avem. Dar ce, e biletul nu-i pentru mine, nu? Nu, nu e al tău. Dar nu poți să zici așa, nu îmi spui exact ce e, dar îmi zici. Îl deschizi acum, când cobor scările. Și după ce vreau să deschid aici, Ana. Nu mă lași să deschid aici? Păi de ce vrei acum? Așa e jocul, trebuie să respect jocul. Cum așa? Ce e joc ăsta? Da mă, da, e un joc. Serios? Da mă, da. Dar zis că și nu ne-a făcut bine, că așa să deschidă mâine, nu avem. Mâine? Păi da. Și l-a deschis mâine sau? Păi nu a dat jos de mâine, mâine vede dacă îl deschide. Am înțeles. Că e curioasă. Nu m-a întrebat nimic, m-ai chemat și mesajul de drăgă? Nu, e ok. Mă, dar de ce râzi în continuu? Ce ai? Cine știe ce surpriză mi-ai făcut tine și te punește râsul? Am făcut și eu aici un râsul. Ai făcut din mâine tale sau? Da. Serios? Serios. Înseamnă că să fie mai frumos și mai normal. Special. E mai simplu decât să cumpere, adică e mai... Dar ce să... m-ai chemat tu? Te-am chemat să văd ce mai faci. Ai de nu prea mai vorbit. Și oricum... Da, nu prea mai vorbi și... Păi tu nu vezi că nu spui nimic. Lasă-mă în pace. Păi ce vreau să spun? Eu trebuie să vorbesc sau tu trebuie să vorbești? Nu. Eu trebuie să vorbesc sau tu trebuie să vorbești? De ce eu? Sau bine, hai să vorbim amândoi. Că acolo este un dialog, măi. De ce n-ai chemat-o pe Bianca? De ce să o chemă pe Bianca? Ce e vreo problemă că te-ai chemat pe tine? Că bine, du-te înapoi, hai. Să intre Bianca. Bianca. Stai mai mult cu ea și de asta. Stai numai mereu cu ea în continuu. Păi cu mine nu ai vorbit deloc. Tu nici nu ești curios să mă cunoști. Mai bine, Raga, mă, ia deschide cadou, hai. Ia și deschide-l. Ena. Stai, la și. 3. Da, nu e ceva să mă opresc că nu e o bombă, nu e o bombă. Hai, 3, 2, 1 și... Da, cu tine, mă, da. Face? E un cadou din inimă, ce mai vrei? De ce scrie? E, ce scrie, da. Power, și aici, pentru cea mai specială fată din casa asta. Da, da. Să te fă, că e foarte frumos. E din inimă? Mhm. Te-am foarte te-am frumos. Fericită? Și asta ce? Da, mai ești o fericire. Dar e mult mai frumos așa decât să-mi iei ceva. Serios? Să-mi cumper. Serios, chiar îmi pare că n-am avut timp. Dar că la fete nu le arătași din gură, că zic că să pleci deschiși o mâine. Sper că ți-am făcut ziua mai frumoasă. Da, chiar mă bucur. Serios, dar chiar nu mă așteptam să mă chem tu. Da? Eu, da, hai că-ți recunosc, nu mai te mint, te recunosc. Eu am crezut că mă cheamă Lune și am pregătit o surpriză. Da? Da. Nu, păi te cheamă și Lune. Știi care e surpriza? Ce? Eu sunt. Eu sunt cadou. Tu ești cadou. Mă, să știi că acum din toată casa tu ești cam cea mai simpatică pentru mine. Să mulim. Și de ce nu mi-ai arătat nimic? Gata, finish? Nu e finish, mai e puțin. Gata, haide. Hai. Zi, ce răspund la fete, zi repede ce răspund la fete. Zile, mă, ce vrei tu, hai că m-ai chemat-o, dar nu le arăt. Hă? Că m-ai chemat-o, dar nu le arăt. Bine, hai. Ce rece ești. Maolo, bă, îmi vine să mă uit la cadouul ăla, dar nu pot, tentația. Mi-a zis că e ceva legat de noi doi. Da, cine știe, o să fac record cu nonișorii și bibișorii. Cred că da, bravo. Da, nu, uite că am vrut să pun alea. Păi vrea ca să desfaci mâine, să aveți mâine momentul vostru, să creați un material, adică așa imediat după Crăciun. Acum de Crăciun toată lumea e ocupată, aglomerată, da. Nu să stea nimeni să vă... Băi, Ștefania, potolești! Să vă discute dacă o făcut de asta cu monișorii, să mă...
Așa o să fac, adică e mare rivalitate între voi. Tu știi că toată lumea vrea să te dea afară. Cine, Nonișorul? Ce-am zis eu. Da, cum să-i spunem, nu deschide asta, deschide mâine. Păi da, pentru că eu locul aș deschide, mă tentează. Să vadă dacă pot să rezist ispitei. Că pare ceva opulent, știi? Opulent, da, opulent. Pare opulent, măi, că e cutia mare. Da, vreau și cine era? Bogdan. M-am zis că e Bogdan. Nu știu ce mi-a luat. A zis că e un joc sau ceva de genul și că o să deschid mâine. Ia uzi. Hai, mă, nu mă luați după ei. Ăștia fac mișto de voi. Greșim. Da. Serios. Ăștia fac mișto de ei. Daniel, hai, Daniel. Aș vrea să vină Raluca Marina, Lușica. Marina, te vezi? Ia țuica cu tine, du-i-o, să nu mai văd că bei. Am crezut că a căzut. Credeam în iubire de mult. Doar cu tine vreau să trăiesc. Cu tine învăț să iubesc. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Vii odată sau vin după tine? Că m-ai făcut să... Nu scoți un cuvânt și pleci, te rog. Nu scoate un cuvânt și pleci. Te rog. Fă asta, cum îți zic eu, și vorbim după aia. Mai frumoasă decât știu eu. Mă vezi să simt. De unde? Dar s-au răcit alea. Dar nu cum trează. Mâncați voi după la... Mă duc să mă aduc. Ai, Lușica. Salonii. Dar ce încântată e... Daniela a chemat-o. Păi da, da. Sigur. Am impresia că deja o să iasă. Daniel nu stă mult. Întoarce repede clepsidra. Păi nu era el. Nu, Migina o să că ai luat cadou. Ei, cine era? Cu cadourile, ce ai? Nu era el. Cine era fata? Cred că era băiatul. Cristian. Cine era? Cristian. Cristian? Băi, Daniel iar nu cheamă pe nimeni, mă. Ai de cap. Băi, urât. Eu zic să-l votăm pe Daniel să plece, gata. Nu fi supărat, nu se mai poate. Gata, ca la asta Daniel pleacă acasă. Dar nici de Crăciun, frate, nu fii un om mai bun. Daniel, ca la asta pleacă acasă, să fie nu clar. Nu fi supărată, fata mea. Ai auzit, Roxy, pe cine votezi, da? Daniel pleacă acasă. Da. Blondi. Și asta unde le punem? Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Mă vezi. Pleacă de aici. Nu, nu citesc. Pleacă de aici. Nu te miros, măi. Ai plâns. O plâns. Fetelor, îmi permiteți să pun asta numai de decor. Auziți, pentru surpriza mea, numai de decor să apară bine. Astea două baloane, că nu vi le sparg, nu umblu la ele. Lalu! Dacă îmi dai... Pleacă de aici, nu vreau să arăt la nimeni. Îmi dai vin? Nu mă le pun. De Crăciun tot își murdam. De ce plângi cu și minun de Crăciun? Ia, nu, nu, fată, lasă pentru ea. Eu zic, Daniel, să o țină numai ea. Cred. Nu vreau să te cred. Ți-am scris că te iubește. Plecați de aici, nu vreau să vă arăt nimic. Păi și cadou. Ia dat-ai cu sonul cu Daniel. Ia. Ralu, nu mai bine. Ia dat-ai cu sonul cu Daniel, adevărat? Deci nu știu dacă m-ați auzit cum am putut să urlu și să plâng din camera roșie. Nu. Lasă tu. Deci am urlat de fericire, plângeam de fericire, deci nu vrea să cred ce mi se întâmplă. Și tremuram toată și nu, deci nu știam ce să fac. Ia duc și jucăriile de la el să le pun aici. Ei, spune-mi ce-ai făcut. De ce ai făcut cadou înapoi? Fiindcă Daniel nu era acolo.
Păi, dar el mi-a lăsat un bilet, mi-a lăsat cu sonul și telefonul lui cu o melodie. Ce tare! Asta mi-a lăsat Daniel. Și am urlat de fericire și nu mai puteam și plângeam. Ce tare! Deci nu-mi vine să cred. Ce tu? Că am plâns de fericire. Niciodată n-am plâns de fericire. Prima dată când plâng de fericire. Dar de ce plângi de fericire? Nu știu. Că m-a făcut fericită fără să fie acolo. Cine? Daniel. Dar ce-a făcut Daniel? N-auzi, măi. I-a lăsat felicitarea pe masă. O melodie de pe telefonul lui. Și nu mai știu ce. Aia e cu sonul lui. Cred că asta a fost cea mai tare din partea lui. Da. Vezi tu, Dani, astăzi când a venit, ieri când a venit doamna Reli, o pupai, o îmbrățișai? Azi că a plecat doamna Reli? Gata. Păi, de ce faci mod astea prost? Ți-a fost frică de doamna Reli? A făcut-o să plângă. Știu, mai am zis. A lăsat-o singură acolo. Urât. Cu e cu somnul lui și... Nu știi cum să te comporți, femeile. El are doar papagal, atât. Da, dar nu pentru femeie. Dar nu l-are nici pentru femei. Păi nu l-are pentru femei. L-are pentru situații mai delicate, gen să iasă din situații mai delicate, știi? Când e o vreo problemă, să știi să te amețește din vorbe, el nu iese practic, dar lași tu să iasă, știi? Că te ameții deja. Da, dar nu că te ameții, știi? Spune cuvinte fără sens și tu crezi, aha, da, da, da. Da, mă, are dreptate, a zis, uite, omul știe ce zice. Da. Frate, eu n-am încredere în voi. Să nu plâng de fericire când citesc scrisoarea asta, vă jur. Deci nu pot să cred că citesc o scrisoare și plâng de fericire. Și de fapt nu scrie nimic aici. De fapt scrie, dar nu, nu, da, nu, nu vreau să râd. Nu vreau să râd, nu. Da, cum vă vedem la televizor, deci mai bine arăți. Nu, că era strânsă, nu am... Păi și tu când ai deschis-o să citești... Nu, ați scris-o în cameră. Bă, ai 5 secunde să mă dai. Da, în camera roșie să știi că mai sunt camere. Eu dau! 4. Nebună. Deci nu pot să cred. Da, nu pot. O mai citesc o dată. 5 minute. Cristian, du-te. 5 minute. Vezi că eu clepsi. Ești clepsi. E clepsi, dar am întors. Știu. La coronița tot? Băi, deci dacă mă întorc cu un ochi umflat sau vânăt... Pentru prințesa ta, nu te întorci. O chem pe Rafaela. Rafaela. Bună. Bună, Rafaela. Crăciun fericit. Mersi. Ce faci? Bine. Wow. Coșul ăsta cu flori este pentru tine. Mersi. Îmi pare rău că am început cu stângul, cu cunoștință cu stângul. Eu să știi că te respect foarte mult și respect pe toată lumea. Îmi place de tine că ești o femeie smart, ești o femeie puternică, adică pe lângă ceea ce am spus eu, că nu ai procedat ok, că te-ai băgat în relațiile respective. Nu, măcar mi-a spus părerea, una este bagi și plus că a fost normal, nu mai contează. Nu mai contează. Eu nu înțeleg chestia asta, se bagă Adrian în toate relațiile, Rafael în toate relațiile. Băi, asta... Ăștia doi trebuia să se combine, Adrian cu Rafaela, nu Adrian cu Raluca. Așa? Dacă tu ești de acord să trecem peste ce s-a întâmplat,
Eu sunt ok, bine, sunt ok și am emoții, scuze. De ce stai emoții? Îți respect decizia, orice ai spune. Nu, trecem peste, eu n-am avut o problemă, repet, pe mine mai puțin m-a interesat. Într-adevăr, oarecum mă... Nici... Te deranjă puțin. Mi-au căzut nasturii. Scuze-mă. Mă, fac și yoga pe aici. Mi-au căzut nasturii de la mână. Poftim. Mai aveam mână pe aici, da. Ți-a mai căzut una? Cred că da. Uite-l aici. Ce s-a întâmplat. Așa. Poftim. Ideea e că... Foarte frumos e rochița. Mulțumesc. Ideea e că... Nu m-a deranjat, că lumea oricum mă judecă și mă critică în toate felurile și m-am obișnuit de cu chestia asta oarecum. Eu știu foarte bine ce sunt eu și cum sunt eu și nu mă las, este cel mai important. Nu mai deranjează chiar atât de tare. Într-adevăr, a fost un șoc pentru mine să văd că multă lume, eu spun un adevărul și adevărul din punctul meu de vedere. Și că am fost sinceră cu majoritatea și am avut de fiecare dată, mi-am asumat ceea ce am spus, oamenii mă văd mai rea, dar nu sunt rea, pur și simplu asta sunt eu, adică zic adevărul în față. Trece, da, foarte. Te pup, Rafa. Mersi mult. Trece fericit. Deci nu pot să cred ce scrisoare am. Ia uite, și-a pus exon de la Daniel. Mi-a luat că dacă nu ne citești, să știi că nu avem de unde să știm ce scrisoare ai. Știu. Mai nou, sunt regina prințesa. Corona. Ce ți-a spus băiatul cel nou, Cristian? A vrut să începem cu dreptul, oarecum, să-și targă tot ce s-a întâmplat și am zis că nu, pe mine nu m-a deranjat că a vorbit, nici nu m-am uitat, adică m-am obișnuit cu lucrurile. A, și te vrea, nu? Nu știu dacă mă vrea sau nu. E fericită, poate ce vrei. Așa înțeleg eu din asta. Vă potriviți la înălțime? No, mai ales la înălțime. Este exact cum îți place ție un bărbat. Ochi albaștri în al. Brune. De urme. Ești aten. Are ochii căprui. Foarte înalt. Chiar vă potriviți. Gata, bus? Bravo, de ce bravo? Că ai chemat-o pe Rafa. Prim pas făcut. Nu oricine reușește să o cheme pe Rafa. Pe Rafa ai chemat-o, mă? Nu-l mai întrebați decât dacă vrea să ne destăinuie. Nu, a zis un băiatul că o cheamă. Ah, bravo. Da, aolo, dar lasă-mă, frate, ia spune-ne, mă. Adrian, ce să spun? Spune-ne, frate, tot ce... Bai, oricum o să vedem la televizor ce... Pe Rafa, a zis-o. Vă zic, dar v-am și zis. Cu pe cine chem. Prostiile astea. A zis, el a zis. Pe Rafa, nu? Și ce a zis? Bă, frumos. Băi, deci vreau să zic ai că... Ai. Am ce să vorbesc cu ea, frate. Nu mi-a venit să cred. Bă, ni s-a terminat timpul. Bă, și mai aveam ce să vorbim. N-a întors clepsidra, ia? A întors ea clepsidra. A, ce să mai întoarcem? Da, toată lumea are talent. Să porți niște tocuri. Așa faci multă șclepsi, da? Niște tocuri. Ce înălțime ai? 1.75. Am eu 1.75. Iar de câte mă cânzi? Eu sunt cel mai înalt, frate. Epo, naiba. Mai înalt ca mine? Și mai am eu de 1.75 ca tale. Da? Da, mă, eu am nu sunt cel mai înalt. 1.75. Eu am 1.74, eu. Da. Și tu ești mai micuț. Cum v-ați simțit în camera roșie? Wow. Te-ai simțit încoronată. Ați vrea ce să mergem în casa băieților din casa puterea. Am terminat? Dragului. Am terminat? Da. Dar nu mai pot să mănânc acum. Ralo, ai terminat? Nu mai pot, că am emoții. Dar vezi că ăla nici... Ce vezi? Știu că n-are, dar vreau să împing frunzele, să-mi fac eu acolo drumul meu. Hai mă, Ralo, de ce? Dar lasă-mă tu, femeie, să fac surpriza. Vezi, îți din poveștile tale. Te întreba, măi, schimbă drumul, mă, schimbă calea.
Dar de ce ești așa nervos? Păi tă, mă întreb, de ce fac aia? Zici, tu nu dai seama că am schimbat. Părată că camera roșie, cred că. Ești irritată. Ranu, crezi că Adrian nu mai are sentimente pentru tine. Adrian a zis. Ralu, ești ok? Raluca? Ce ai? Ești bine? Da, tu am să bășit. Mă lasă că nervoasă. Ralu, te bucuri? E supărată? Nu, că nu știu dacă mi-aiese surpriza așa cum îmi doream. Frate, eu am observat că toți băieții care vin, cu toții ne integrăm imediat. Uite și băiatul ăsta, zici că e cu noi aici din an. Da. Uite și... Și a doua zi, frate. Uite. Mai ții mă minte în clasa 12-a, None? Amândoi. Ce, mă? Te cunoști de un an, de 15 ani. Ce aveți, mă, frate? Chestia că e vibe-ul ăla, gen... Că ne înțelegem bine așa, dar zic eu că dacă ai stat mai mult de 5 luni cu vreunul în casă... Depinde ce caracter ai, Adriane. Că dacă ai caracterul de 3 lei, da. Știi? Dacă ești băiețaș și ai inimă mare... Așa cum ai fost tu băiețaș, hai să nu-ți aduc aminte. Taci din gură. Adică, mă... Ataci... Ei, bă, vezi cum vorbești. A, că ce mă, că am scos o bucățică de carne. Haide mă, lasă-ne cu bucățica de carne, nu înseamnă o caserolă. A, da mă, dar unde a dispărut vita de joi seară? Era o vita aici. Ai dus-o la fete și ai mâncat tu vita? Nu. Dar ce ai făcut cu ea, Adriane? Ce-am făcut nu mă face că te fac aici. Ce mă face? Te fac din vorbe. Ei, da, cum vreau te mai făcut? Unde era vita? Vorbe? Deci am lăsat înainte să plec la sală, am lăsat o vita acolo și am zis... Vrei să zic că am mâncat-o eu cu Adelin, că nu era nimeni aici? Oh, și ne-a zis-o pe noi așa cu stomacul gol. Bravo. Aoleu, păi am întrebat, bă, pe toți. Oh, nu m-am pomine, mă. Vezi? Atunci, mă, când am făcut eu vita aia... Gata, haideți. Vrei să ne certăm, ne certăm. Adi, gata. Rău că să rău. Vrei să ne certăm, ne certăm. Dane, da. Gata. Nu azi. Gata. Vrei, mă, să ne certăm? Adi. Ia, haide, mă. Ia să mă văd, mă. Ia, mă, ia. Ia să mă văd, mă, certați. Termina, să certăm pe bucată de carne. 0-0. E vorba de pe ăsta, nu-l duce capul. Pe Bogdan, mă, nu. Bă, vezi cum vorbesc, frate, că acum n-am nicio reținere să te fac Dane. Dacă am tăcut cum să mă faci de nu mai permit. Vezi cum să mă faci de Bogdane. Taci din gură. Bogdane. Bogdane. Bă. Fața mea taci din gură tu. Dane. Bogdane. Poți să vorbești cu spatele. Se întâmplă ceva? Poți să vorbești cu spatele. Poți să vorbești cu spatele. Dacă vrei. Bogdane. Bogdane, gata, mă. Stai, mă. Lasă că știu eu. Lasă că ce zic nu azi. Nu azi, da? Te rog frumos, nu azi. Că ți-am zis că n-ai fost băiețaș? Adi, nu azi, ieti-l. Nu azi. Lasă că vorbim după. Gata, mă, tată. Mă, tu chiar vrei să vorbim după? Foarte drăguț a fost băieții cu noi. Eu cred că Adrian îi pregătește Ralu, că-i ceva, că prea da. Liniștit e. Dai seama, într-o zi că asta n-are cum. Ia o întrebat Adrian de mine. Dacă am râs, ne-am pus chestia aia, nu știa ce am pregătit acolo, de-abia știu tata să vadă, era ca un copil. Săracu. Tu de asta ești supărată? Nu, tu, dacă nu mi iese surpriza și eu când fac surprize, de genul mi-e foarte rușine da. Și... Da, și eu sunt rușinoasă, așa agitată că nu știu dacă îi place, știi? Gândește-te că... Eu când fac o surpriză nu știu cum să reacționez. De exemplu, când am avut iubitul ăla, care m-am despărțit, ăla, care m-au corigen, relație lungă. Când eram cu el, tot vreau să surprind așa cu seri romantice și tot umblam eu o lejerie de aia mortală. Niciodată n-am purtat-o numai că mi-era rușine. Era rușie, tu deci atâtea mi-am cumpărat. Am zis, vezi acum ce-i fac. Că mi-o fă rușine să îmbrac, mi-o fă rușine. Eu cred că nu mai aveai timp să le îmbraci. Da. Măi, Bogdane, astea-s reacții să le ai aici, mă? Gata, am terminat. Păi, ce dracu? Doar l-am informat. Te așteaptă asta pentru emisiune și îți umflă capul, ce faci? Treaba ta. Zeamă de clopot. Dacă voi credeți așa despre mine... Știi ce făceam eu înainte de Crăciun? Băteam varza. Știi cum se face? Băteam varza în butoi. Bogdan. Bă, tu să nu mai zici pe nume. Dacă gata, mă, frate, că nu vă certați. Ia-ți-mă. Bă, lasă-mă. Bă, vorbește, mă, frumos. Păi, dacă vreți, mă, să spun. Da, și gata. Cum te cheamă? Hai, mă, gata, calmați-vă. Prima dată ții minte că am ieșit eu favorit atunci. Și a doua zi nu am fost chemată deloc la Camera Roșie. Deci ați fost chemate toate. Dar ce se pare așa amuzant? Săraca. Îi se întâmplă miroasa. Scuze. Dar nu mi se pare amuzant. Nu, râd că poate nici tu n-ai fost joată chemată.
Gen, ba, ai ba, da, Rafaela a fost de fiecare dată chemată la Camera Roșie. Nu, dar mi se pare da. Foarte amuzant că săraca mereu rămâne, deci în prima impresie a oricărui rupă. Toate am fost chemate foarte frumos din partea lor. Nu, zic că au vorbit ca să fim chemate toate. Nu, da. prima fază a oricărui băiat îi place de Bianca. După ce intră în conflict cu ea, nu mai cheamă și după aceea se... Adică așa am văzut. Și de tine la fel. Da, mereu la tot nu e bine la tine, mine chiar mă uimește. Indiferent că Rafa intră în conflict cu un băiat, băieții continuă să vorbească cu ea și să o invite la Camera Roșie. Nu, da, nu, uite, nu, Bogdan, nu. La fel. Asta e diferența dintre ele. Ziceam că toți băieții care intră în casă o place pe Rafa. Despre asta era vorba. Ce vrei, mă, bă, ai venit aici să suferi de tine? Nu vezi toată lumea de tine? Cine râde, mă, toată lumea. Care toată lumea suferă de atenție, dar ești. Cine suferă de atenție? Tu, mă, tu, cu tine vorbesc. Băi, ține-ți mai funcționește creierul, bă. Bă, nu mă face că te fac. Nu-ți mai, băi, ține-ți mai funcționește creierul, bă, Dani. None! Ia mâna, None! Nu mâncați, nu mai mânca! Băi, None! Ia mâna! Nu mai mânca! Bă, gata, am terminat. Da. Ia mâna! Băi, astea haideți să mâncăm toți aici! E în gură cu mine? Știi cum e? Vai de mușchi unde nu e creier. Stai cu minte cu vorbele astea. Că le arunci prost, nici nu știu ce să le arunci. Dacă nu stau cu minte. Păi tu pari, tu pici de prost. Nu eu. Ce cred eu, Adrian, că toată mă cam atacă, de asta ne-am și certat azi. Și eu, ca de obicei, n-am putut să mă las așa dominat și mi-am spus punctul de vedere. Clar și în fața zis, bă, frate, ori te termin, ori ne supărăm. Eu cred că am înțeles mesajul meu. Și sper să-l înțeleagă foarte bine. Iată, vreau să cobor pe scări, să-mi imaginez că Daniel mi-a făcut asta și vreau să văd ce reacție aș fi avut. E greu să-mi imaginez asta, dar o să încerc pentru tine. Stai că eu îl imit pe Daniel, da? Da. Cum aș fi? Dar ce face la Luca? Bine, Daniel. Blușii! Blușii! Luci! Stai că a rămas dezbrăcată! Auzi, Ralu! Fă așa! Tu ai mai mult aici decât aici ai! Nu, nu, nu acum, că ne vede lumea! Nu, mă, nu și zic acum, mă, dar nu rezist două zile! Stai! Bă, și tu ai dat urât cu paltonul ăla. Nu se zic lucrurile astea. Păi, așa ne împrumutăm între noi băiețește, frate. Lasă-mă, frate, că nici, corect? Nici și el a inventat chestia. Tu ai zis primul. Frate, tu ai zis primul. Nu. Crezi că eu nu atac așa. Păi nu atace. Păi, vă atacați ca niște copii, mai ales pe chestii. Ți-am dat paltonul, ți-am dat... Ia, te-ai supărat pe mine, este? Bă, până nu te schimb, eu n-am ce să discut cu tine. Păi mă, frate, stau și așa de Crăciun, că m-am îmbrăcat și o frumos cravată. Ha, ha, ha. Haide, mă, că n-ai inimă de piatră. Păi ai, că n-am inimă de piatră și că mă supăr. A, lasă-mă, dai pe supărare acum, a? Păi și poți, păi dacă mă enervează. Ce ai mâncat de aia în barbă? N-am mâncat nimic, sărac. Nu, avea ceva alb în barbă. De la pudră. Nu are, mă. Ți-am spus din prima zi, frate, bă, mie nu-mi plac glumele astea. A, lasă-mă că nu se difuzează, vorbesc. Nu e de difuzare, dar nu-mi place mie gluma asta. Păi el chiar nu-i interesat de difuzare. Tu, dacă tu ai văzut, frate, ai văzut la mine, frate, să facă mișto de cineva, frate, toate glumele care le spun eu sunt așa, la modul general. Pe care? Sunt la modul general, stau să facă mișto de tine ca să râdă lumea. Da, ce-i drept, frate, asta așa e. El n-a râdă sucul ăsta, râdă cuțitul ăsta, râdă ceva, frate, nu știu, ceva la modul general. Acum, dau dreptate, frate, de ce să zic? Bă, n-ai și tu când încep să faci, hai mă, intră în joc, de ce mai intră în joc? Păi dacă tu începi...
Dar cine v-a dat voie să veniți? Nimeni. Am încălcat toate regulile. Deci, dragi telespectatori, fetele au încălcat o regulă foarte importantă. Au venit în casa băieților fără să primească un mesaj. Mai înainte să facă asta. Cum? Asta se iartă. Cine a spus asta? Moș Crăciun. Moș Crăciun. Să revenim la camera roșie. Cine nu a fost în camera roșie? Păi de ce? Că și le-am zis fetelor, e prima cameră roșie la care nu am fost. Pentru că Adrian trebuia să-i dea cadou Rafaelei, după aceea nu mai are cu când. Și pe tine nu te chema nimeni eu, de frica lui Adrian. Da, exact. Nici nu avea cine să o cheme, adică ce subiecte să dezbată cu Raluca mea în camera roșie. Adică dacă stăm să ne gândim... Am putut să râd cu Adrian în camera roșie. A fost original. Poate că nu m-am făcut eu înțeleasă, poate că unii au înțeles, poate că unii nu au înțeles mesajul foarte bine. Poate că unii au făcut schimb de bilețele la cel Secret Santa și nu știu ce va ieși și cum va ieși. Important era să nu țineți cont de acel Secret Santa și să totuși să pregătiți un cadou pentru fete, voi băieții. Eu am făcut chestia asta și am fost foarte original. Pe cele pe care vi le doreați în camera roșie. Puteai să o chem pe Raluca și să-i oferi cadoul pe care l-ai pregătit în camera roșie. Ce cadou i-am pregătit? Nu i-am pregătit niciun cadou. În ziua de Crăciun nu i-ai pregătit cadou, Raluca? I-am dat prea multe cadouri. I-am dat prea mult, nu mai vreau foarte multe cadouri. Chiar acum două zile mi-a dat un parfum. Nu vreau să-mi facă cadouri. Și totuși, puteai să iei un glob. Ca ea să știe că este de la tine din ziua de Crăciun. Este de la magazin. Nu, serios, nu. Noi am stabilit amândoi de acord să nu să facem chestia asta, să punem bani departe. Pentru că și să nu vă luați nici măcar un cadou în ziua de Crăciun. Să ne mutăm împreună. Oricum ne-am luat foarte multe cadouri. Unde, la Cluj sau la București? La Cluj. Și am spus, i le-am dat chiar când am simțit eu. Și ce faci tu cu birou? Poftim? Biroul. Ce faci cu biroul? Păi deschid altul la Cluj. Deschizi acolo la Cluj? Da. Bun. Băiatul care a fost cel mai original prin oferirea cadoului în camera roșie. Daniel? Da. Așa zici tu. Așa spuneți voi, să vedem material. Să vedem așa material. Spui tu. Vom decide împreună. Ah, super. Va primi un premiu, v-am spus mai devreme. Da. Va primi un trofeu. Ah, super, super. L-am deja. Vezi că l-am portat eu înainte. E... Ce cadou frumos ai primit. Da. Ce semnificație are? Ce semnificație? Tu prințesă. Prințesa ta. Ce drăguț. Toți băieții noi, când intră... Uite, vezi lista. Uite puțin, uite te puțin. Te cheamă, da, te cheamă în camera roșie. Da, el pe Bogdan. Pleacă săptămâna asta. Auzi? Plus Cristi. Nu așa, nu. Mă, dar urăți Cristi. Și stai pe Bogdan că deja pleacă săptămâna asta. Ce e, mă, tata? E o coroană, nu înțelegeam. Mi-o arăt și o coroniță că e prințesa lui deocamdată. Să vezi bălăcărel ce o să scrie. Da, mă. Adelin, Ștefania, ce se întâmplă cu voi doi? Ascultăm. Ștefi a gustat din compot. Adelin o recunoaște. Ați uitat să mai întâlceți pe cineva acolo. Nu. Eu. Pe Ștefan. A, și Ștefan a fost. Mi-a plăcut de Cristi că a venit foarte încrezător în forțele lui pentru a o cuceri pe Rafa. Eu prima dată am încercat să-i dau un sfat să se retragă, dar până la urma urmei este dreptul lui să încerce. Oricum nu i-am dat mai mult de două zile și va fi și el pe lista neagră pe tablă, tăiat cu un mare X, cum am fost toți. Rafaela, dar dintre toate victimele tale, pe care le-ai plăcut cel mai mult? Următorul. Hai, Rafaela, răspunde sincer. Următorul. Nu, să știi că nu te-am plăcut niciun. Dintre cei pe care i-ai cunoscut deja, au plecat. Fie o persoană asumată și... Care a fost cel mai ok? Niciunul, asta înseamnă pe următorul. Chiar care a fost cel mai ok? Top, așa. Din punct de vedere vocal. Vocal? Da, după vocal, adică. Și care s-a certat cel mai bine cu tine. S-a certat cel mai bine cu mine. Vrea să-și audă numele. Da, da, exact. M-am blocat, nu știu ce să zic.
Ai lăsat-o? Nu, acum nu, pe bune. Sunt toți niște băieți ok. Nu pot să vorbesc. Nu pot să vorbesc. Mă, dar cel mai ok? Mă intimidați acum, nu știu ce să zic. Scuze-ne, hai să ne întoarcem toți la... A fost? Sau este? Daniel. Dar Mădălin None. Pe bune? Stai că s-a emoționat Mădălin acum. Mi se aduce tatuajul. Da, Marina, nu ai te plâns? Mai botez, da. Nu știu dacă ai plâns sau ai râs, n-am înțeles, nici de data asta plângeam n-am plâns. Plângeam de fericire. Plângeam de fericire. Nici ea nu știe. Plângeam de fericire, eram chiar fericită. De ce erai fericită? Fiindcă am primit un bilet, am primit... Ce ți-a zis acolo? Nu contează. N-a arătat biletul, să știi. Am spus că este prea... sensibil. Am simțit ceva prea puternic ca să le zic la fete, până n-am simțit decât să păstrez pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult. Ce să mai creadă? Tu încă mai crezi? Nu, nu era un bilet de dragoste, nu era un bilet... Indiferent ce ți-a scris tu, mai Crăciun. Miracol de Crăciun. Ce bine ce-a Crăciun fericit. Dar la cât de îndrăgostit este... Crăciun fericit! E scris Crăciun fericit, într-adevăr? Dar nu i-a spus că o iubește, să fii serios. Nu, clar nu. Cum ar fi? Este un bilet de dragoste. Este dragă. Poți spune te iubesc în diferite moduri. Da. Opa. Când am zis că ești manipulator. Bă, frate, ai zis Marina. Lasă copilul, poate că a venit și doamna religie. Poate era pe dacă a venit Arelie. Și femeia. Ia a venit cu făcălețul ca și cum lasă-o. N-ai înțeles mesajul? Stai, mă, era pentru doamna religie până almă sau? Dar nu, că nici copilul ăsta e. Da. Da? Păi am văzut că ai întrebat-o pe mama ei, cu cine ar fi stat mai bine, da, cu tine sau cu Daniel? Păi normal că cu mine, dar n-am putut să zic că femeie. Simt o urmă de gelozie. Mie îmi stă mai bine cu cine îmi place mie. Așa este. Fac atât el, nu cred eu. Adrian, Bogdan, ce ați avut de împărțit astăzi? Am avut o mică ceartă. Nu, ne era foame. Da, nu, acum am mâncat, ne-am împăcat imediat. Nu, el așa face când este foarte foame. Ce faci? E mai agitat. E foarte agitat. Când, nu, serios, și în timpul filmării, și în afară. Da, eu dacă nu mănânc la ore fixe... Se enervează din orice, adică dacă nu-i place ușa și da, schimbă și o muscă dacă îți iei pe la ureche. Tot... El schimbă clanța dacă nu-i place ușa și dacă este foame. O, da, nu. Bun, cum facem? Cum premiem? Vedem, da, vedem camerele roșii? Da, da, vedem și mă, vota, mâine, mă votați pe mine. Mâine vedem. Nu mâine, nu mâine, nu mâine. Mâine, să mâncăm și noi. Da. Și dacă o să câștigi acel trofeu cu Rafaela? Ești cu ea. Nu, o să iasă cu Raluca. Cum să ies, mă? Nu. Îți trebuie 5 trofei oricum. Păi vezi, da, mi-l dă mie. Trebuie să strângi 5. Păi da, mi-l dă mie. V-au plăcut cadourile pe care le-ați primit? Maxim, da. Eu încă nu l-am dat. Dar nici eu nu l-am dat. De ce? Am uitat în casa cealaltă când am venit. Nu are nimic. Tu care abia așteptai să-i dai cadoul? Tocmai tu? E de la țuică. Du-te și adu-i cadoul, repede. Nici eu nu l-am dat Andreea. Nici tu? Da, și uite să-i dau mâine lua. Poți să ieși și de ce mâine? Că nu e nimic. E aici. Poftim? O ai? Am avut. Mă duc să-l aduc și eu? Da, adu-l și tu. Da, îl aduc și eu atunci. Nici tu n-ai dat? De ce? Nu. Prea de ce acum? Andreea, să știi că la Secret Santa... Pe mine m-ai ales, pe nu? Pe tine te-am ales. Ia să văd. Vedem, ia să vedem. Mulțumesc foarte mult, vino să te pup. Bogdan. Păi cu toții știam. Mulțumesc mult, fratelul, eu să vedem aici. Eu sunt Secret Santa. Da. Nu poți să crezi așa ceva. Ce mă? Foarte. Astea sunt niște din astea de faci muși la antebraț cu ele. Și o să fac niște muși. Antistres. Dar o să o folosesc și o să fac mușchi la antebraț. Și de fiecare dată când o să dau noroc cu cineva și o să-i strâng mâna, că o să am prea mulți mușchi aici, o să mă gândesc la tine, Dani. Ai auzit? Bun, am și eu o surpriză pentru voi. Dacă mă colindați, o să vă fac și surpriza. Domn, să ne înțăm, domn, domn, să ne înțăm, domn, domn, să ne înțăm, am plecat la bunătare, domn, domn, să ne înțăm, că boierii nu s-acasă, domn, domn, să ne înțăm, când boierii nu s-acasă, domn, domn,
să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Căprioare, căprioare, dom, dom, să înălțăm, ciobânează căprioare, dom, dom, să înălțăm, ciobânează căprioare, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Astăzi este o zi specială, o zi sfântă, aș putea spune. Unica sărbătoare, de fapt, a lunii decembrie, după părerea mea, și cea mai importantă este sărbătoarea creștinității, nașterea Domnului. În mare parte, nu am ce să transmit, nu sunt un om care să simtă sau să se laude doar în cuvinte, să simtă că transmite ceva prin asta. Pentru mine e doar o stare de spirit. Și mă bucur că astăzi în casă s-a simțit și la noi. Distracție plăcută! Mulțumim! Eu cred că vine pe Ego să ne colinde. Fericit că astăzi am sărbătorit Crăciunul. Noi deja în casă, chiar dacă mai sunt răutăți, deja ne simțim ca într-o familie. Cei drept nu pot să nu recunosc faptul că mi-este dor de casă. Abia aștept să ajung să-i văd și eu pe ei mei, toată familia mea. Dar mă bucur că am reușit să instalăm spiritul Crăciunului aici și vreau să urez și eu Crăciun fericit tuturor celor de acasă, familiei, susținătorilor mei și prietenilor mei. Vă pup! Ah, ce e gay? Ah, e gay? Ah, tot. Ok. This is for you. Yeah, Stefan? No, you don't take it. Don't kiss me. You can take it. No, you can take it. Moșu, te-a căzut pe scenă. This is for you. Thank you. Help, help, help. Ajutorul lui Moșu. Auzi, dar el nu primește că era spiritușul Moșului. Da, da. Spiritușul, am spus. Cel mai penibil. Stai, pămiște. Hop, 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 hop. A, dacă vrei, curte! Și, 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 hop, hop! Hai, apă! Hop! Hai! Pălincă nici Adrian! Ca să amarează la voi! Da, bebe, eu sar după tine! Hai! Bă, te pierd! Hop, 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 hop! Rerec. Rerec. Ce berbec? Izar. Izar. Citește tot. Ce rerec? Haide. Hai că poți. Ce rerec? Izar. Ai gândit că ce berbec? Astăzi Rafaela i-a dăruit lui Adrian niște jocuri din acelea de se pun în gură și trebuie să spună niște cuvinte. Cred că scopul cadoului a fost să-i mai închidă un pic gura lui Adrian, fiindcă, fără supărare, frate, câteodată vorbești mult. Adică Adrian vorbește mult câteodată și trebuie să ne mai lasă și pe noi să ne exprimăm. Că emisiunea asta nu e să învârte în jurul lui Adrian. Mai sunt și eu, mai sunt, suntem toți aici.
Vreau să sal în două și mama, da? Hai. Te rog, vin plânge. Să rămână. Bună, bine v-am găsit. Să rămână. Haideți, mă. Bine ați venit, doamna Camila. Eu sunt Madalin. Apropiați-vă cu încredere. Te rog. Ăsta e al tău. Ăsta e al tău. Care? Să rămână. Ce fac, dar vă iubesc pe toți copiii. Sunteți niște scumpi. Să rămână. Bine v-am găsit. Tare băiat mai e. Băieții. Băieții. Băieții sunt feblețea mea. Bine v-am găsit. Bună. Bună. Ce faci? Plângăcioasă. Dacă își bate jocul ăla nu stă de... Ce faci, Ralu? Doamna Gabriela, mama Ștefaniei, o doamnă foarte drăguță, ne-a vizitat astăzi, nu ne așteptam, aș fi bucurat să fie și cineva din partea familiei mele. Am stat cu toții la masă, am povestit, ne-a spus că nu are emoții aproape deloc, a zburat prima dată cu avionul, a fost o experiență super. Chiar ne place pe toți, azi că vrea să ne ia pe toți acasă. Iar noi o să mergem cu toată bucuria. Ce faci? Bine. Mă bucur că v-am văzut pe toți. V-am văzut, da, la televizor. Eu nu mă bucur pentru Ștefania. E într-adevăr un cadou. Primul cadou care simt eu într-un fel. Da, chiar îi simt lipsa. E prima dată în viața mea când am stat așa de mult timp fără ea. N-am stat nici măcar 3 zile când era mică. Am lăsat-o la maică mea. Sunt țarc, poate știți și voi sau auzi să știți. Așa, și n-am rezistat nici măcar 3 zile, am zis mult. 2 zile l-am trimis pe taică să o ia de la maică mea. Greu? Poftim? V-ați fi imaginat vreodată după atâția ani că e atât de greu să stați la distanță? Nu. Nici ea. Nici nu a fost de acord să vină aici. Și da, asta vreau să spun, nici nu am fost de acord să vină, dar mă bucur că l-a cunoscut pe Adelin. Și e un băiat extraordinar. Mulțumesc frumos. Deocamdată, sper să nu să nu se schimbe. Așa, că ți-i bătaie dacă te schimbi. Da? Cu martori. Sper să nu te schimbi. Să rămâi așa și în afara casei. Așa îmi doresc. Bine că sunteți dumneavoastră și nu e tatăl să-mi spun asta. Nu, Roxy. E decizia Ștefaniei și noi chiar îi respectăm decizia ei. Dacă aș vrea să te țin plus. Eu am gătit. S-au răcit. Ai rămas fără cuvinte? De ce râzi? Că nu înțeleg. De ce râzi? De ce râzi? Ascult? Adrian. Nu vreau să mă simt prost. Mă, nu vin să cred. De ce? Ce e atâta de greșit? Dar...
Dar la ce te așteptai? Nu știu, nu-mi imagineam nimic. Îmi dai că o să ai o surpriză, la ce te gândeai? În niciun caz la asta. Dar la ce? Nu știu, o persoană, o ceva, nu... Mă așteptam la chestia asta. Ah, uite, și acum i-am văzut pe ăștia. Te iubesc mult. Nu face pe ea. Să nu mă mai lămită niciodată. Dar niciodată. Ai, stai puțin, mamă, că mi-a dat moșul ceva pentru tine. Nu, stai un pic, da? Stai aici, mamă, da? Oh, cred că plec. Să țineți pe mama, să nu plece. Că vin repede, promit. Ce ți-ai imaginat? Să nu mă mai rămită niciodată. Când ai făcut gestul ăla, cred că nu-mi vine să crezi ce faci. Că dacă făceam, și dacă puneam mâna pe un băiat, tu te deranjai. Și te-ai făcut ceva foarte urât. Și dai satisfacție la fata aia că-ți place de ea. Nu e adevărat, mai bebe. Bebe. Lasă-mă. Nu-i dau nicio satisfacție. Eu te-am făcut surpriza asta ca să-ți arăt cât de mult te iubesc. Și am zis să fac asta. Și am rămas fără cuvinte, bebe, cu mei, când am văzut chestia asta. Surpriza ta. Încă nu am știut ce să zic pentru acele câteva momente. Că nu mă așteptam. Și de ce ai crezut că ne cheamă în camera asta? Știi, și la ce m-am gândit prima oară? M-am gândit că gen... că te-ai supărat pe mine și gen ne cheamă aici să ne... mă rog, să vorbim despre chestia asta. La asta m-am gândit. Și gen, când ai vrut tu să mă lași pe mine să merg înainte, am crezut că vrei să rămâi în spate, că vrei să faci o glumă sau ceva. Vezi, mă promit că nu ți-aș face rău niciodată. Și eu. Și îmi cer iertare, bebe, pentru... Cine? Cine? Ștefi. Mă scuzați, dragii mei, nu sunt aici. Tăiați, tăiați. Am încredere în mine și când văd că faci gestul din astea, îmi pierd iarăși încrederea și mă simt ca naiba. Înțeleg că pentru ea nu contează chestia asta sau așa, dar pentru mine chestiile astea mă dor foarte tare. Că nici știu, nu s-ar plăcea să zic cuiva chestii sau să fac gesturi. Duc ceva de băut, stai. Nu mai plânge, bebe, te rog. Poți să guși, dar s-o răcit. Da, o să guși, bebe. Dar nu mai, nu știu dacă spune.
spune și mie. S-a spus sucul tău. E de la tine asta. Cum e de la mine asta? Sucul e de la tine, e de la Rafa. Da. Da. Stăm așa 3 ore. Ne uităm unul la altul, vrei? Te iubesc foarte mult. Gata, ai. Să te plecăm? Haide, casa Manele. Nu știu. Vă pup, fetelor. Ha, băina. La revedere, mi-a părut bine. Ne găsim la România. Vezi omor cu ăsta? Stai să mă învăr. Vezi omor cu ăsta, Rosana? Ce? Omor cu ăsta. Hai să jucăm, Amara. Hai să jucăm. Nu mai ridicăm pumnul la mine. Nu te ridici pumnul la mine. Hai să ne jucăm. Unde bată jocul ăla? Fii atentă. Ta-na-na-na. Oh, ăsta da. E de la rezistent. Da? Da. Nu cred. Ți-am luat de la rezistent, da, cum îți doreai. Și când mă dau? Nu mă dau. Păi n-ai oglindă acum. Mă dau mâine. Îți place nuanța? Da, e, cred că e exact ce îmi stă mie bine la... Ta-na-na. Dar nu trebuia să iei atâtea, mă. Bebe, ți-e spun galben? Eu nu vreau. Bine, că ăsta e bun și de tine. Îți place? Da, ăsta da. Oh. Sigur nu vrei? Nu. Dar să știi că eu n-am cum să le iau acasă. În ce le iau? Eu am vrut să ți le trimit dacă nu veneai. Hai că-ți vine bine. Îți place? Îmi place. Ai luat accentul lui Bianca. Îți place? Nu, mie îmi place cum vorbește Ralu. Îți place? Te bucuri. Cine e? Cu Ralu. Da, stai, eu zic Bianca, eu cam lemn. E Ralu. Nu. Raluca? Da, e stai de vorbă cu Da, te bucuri, da. Îți place? Da. E frumos, nu? Foarte frumos. Da, și rujul. Vă plac tricourile, vă plac? Știi? Da, ne plac. Da, ne știam. Doi. Dar noi chiar vorbeam și ne doream. Da? Am spatele fi sau nu? Fiind rău. Așa, oba. Face? Mhm. Să știi și la toate. De ce? Că ai probleme cu bărbații. Păi și ești iubitul meu? Păi nu, dar să ai probleme cu bărbații. Nu am. Te mări și tu mâine, apoi mâine și vede asta. Păi mai iei, până m-am mărit, mai iei. Ce mă mare ai cum să iei pe spatele tău? Nici el nu se aștepți, nici el nu se aștepți, nici nu se șteargă niciodată. Vrei, mă, tu n-ai? Da, bine, nu știu. N-am niciun tatuaj. Hai, mai fă puțin, că după aia fac și eu. N-ai nici unul? Nu. I-am 12. 12 tatuaje și eu să mai fac. Și-a făcut o fostă ca și câteva, exact la fel, tatuaj, acum câteva zile cu data mea de naștere. După câteva zile și-a făcut? Nu, mă, câteva zile am văzut după... Hai, da, am stat gen, nu știu. Cine face așa? Ce? Maimuța. Aha. Uite, exact invers. Aici e X, X. Nu, deci e 12 a 10-a, că 12, pe 12 a 10-a se născut. Exact invers. Ah. M, 2000... 12 e deja X și 2. Da. A 10-a e X. X. Și 2000 cât? Sunt în 96 se născut. Ah. Și 2000. Și 2000 de grade. 2000. Și maica s-aș dorește să mă vadă. Și eu îmi doresc să vă am acasă neapărat. Da? Să ne aveți sau să o aveți? Să vă am. A, ce frumos. Să vă am. Deja mă emoționez și eu acum. Mamă, nu știu, îmi vine greu fără tine, să știi. Da. Mi-a mai trecut așa, cât de cât. Mi-a spus Nașa că te-ai schimbat de când am plecat eu, că nu mai ești la fel, că te supără orice, că... Da, tu știi că eu sunt supărăcioasă de fel și așa, dar pe bună dreptate, ce nu-mi convine și așa, mă supăr. Ce vede, bă? Asta n-am dat-o bine. Doamne ferește, ești cu capul. Animal. Pa, pa! Uite așa! Uite așa! Uite așa! Uite așa! Uite aici! Uite aici! Uite! Hai, du-te să-ți arunc, să dai! Hai, te ești pregătit? Da. Dar ce te-ai tine oglindă? Bă, cum stau? Hai, ești gata? Hai! Gata? Hai! Gata, da? Hai! Hai, măi!
ce farze! Fiindcă astăzi este Crăciunul, mi-aș dori din tot sufletul să-i fac lui Roxana o felicitare, fiindcă m-am simțit foarte bine astăzi cu ea. A fost o zi minunată și este o fată specială. Cred că este favorita mea în acest moment din toată casa. Ei, vă dați seama acum că mai sunt certuri, că ele sunt fete, da, se da, contrazic. E, da. Dar ideea e să știe că se oprească. Până la urmă, la noi în casă sunt certuri, la băieți nu sunt, dar ne înțelegem. E frumos. Da, noi suntem ok acolo. Și eu mă înțeleg bine cu Adelin, mamă. Și fetele mai au certuri așa din cauza băieților. Bine, nu e cazul bine, vostru. Din cauza mea nu are nicio fată certă. Nu e cazul vostru, dar probabil că din cauza ta că te plăcea. La început, atunci, da, la început, da. Început de... din cauza asta, știi, a sărit. Au fost și știri din cauza mea, da. Da. Dar acum s-au reglat. Da. În privința mea s-au reglat lucrurile. Își văd de treaba lor. A văzut că n-are șanse. Mamă, și ce-am crezut că ai auzit-o? Să știi că a avut o părere foarte proastă despre mine înainte să vin aici. Și când am venit aici și a zis, mi-a plăcut foarte mult atitudinea mea și a rămas șocată. Zic, dacă tata m-a plăcut, zic, nu mă interesează restul. Uite, noi, acum a intrat oarecum pe un drum cât de cât ok. Noi la început n-am fost sub dragostea asta, cum te simți? Deci la noi, la început, sub nicio formă. Uite, intra el pe none, cum am văzut. Sub nicio formă nu ai fost ceea ce... Am vrut să te batem. Ce? Cum să mă bați, mă? Nu, mă, nu, nu e vorba de asta. Dar nu ne-a plăcut sub nicio formă. Și tu ești conștientă că și tu ai greșit la început. Da, recunosc, dar și voi. M-a luat prea tare spate, că sunt copii. E Anca pe care noi abia putem să o cunoaștem. Și credem, nu știe nimic despre tine. Nici eu, nici el. Exact. Uite, măi, că tu n-ai fost în prima săptămână. De chiar n-ai crezut că am să pun gura. Nu, mă jur. Deci am văzut că ai făcut așa odată. După am crezut că ții la Caterinca fălcile. Mă jur, bebe, mă jur. Chiar mă jur. Nu vorbesc, chiar am crezut că le ții la Caterinca. Și eu am zis, eu să fac, eu și am zis pe din gură. Și bă, m-am zis. Hai, Ralu. Vreau și niște creveți. Hai, mănâncă porția mea, că eu nu mai pot. Haide, nici eu nu mai pot. Auzi, Ralu, hai stai cu noi, hai că-ți facem loc. Povestește-i faza aia. Hai aici. Dar aveți ușile deschise? Nu. N-aveți ușile deschise? Nu. Nu mai pătesc. Ce zice? Mama Ștefanie trebuie să iasă din casă. Da? Bine, atunci nu-mi iau decât rujul. Ți l-ai luat? Da. Ai grijă de bagaj. Să rămână. Mă bucur că te-am cunoscut și te aștept. Da, vă mărturisesc că de când am venit aici m-a făcut cineva să plâng. Cine, eu? De când am venit aici. Eu când am plecat? Am avut câteva momente cheie. Îmi place. Da. Gata. Oprește. Ia? A, nu pot să cred. Asta-i vocea mea. A, da. S-a dus. Hai. Trage în tine. Te iubesc viața mea, din nou, nu cred, mă! Ia! Ia, mai vreau! Ia să văd! Nu! Bă, nu cred! Bă, dă-i și lua! Dă-i mai timp puțin! Dă-i și lua! Nu, bebe, nu mai ia așa! Ba da, să nu... Nu te ia, nu te ia! Da, așa! Ia! Ia să vezi pe Adrian! Tactică! Nu-i da tot! Stop! Bună dimineața! Bă, nu cred! Bună dimineața! 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 Băi, nu cred, uite, nu mai rău decât data trecută. Nu cred. Ia.
părerea ta despre mine și o accept. Accept-o și după mea despre tine, te rog. Și nu te înțeleg nici pe tine. Am încheiat. Mulțumesc. Ea nu spune constructiv pentru fiecare. Pa cine ai venit să cunoști? Zi drept. Am venit pentru tine. Salut-o! Tot vorbești numai cu ea și eu sunt aici, nu mă vezi. Nu a avut curajul să-mi spună până acum și mi-au zâmbit fals în față. Comportamentul ei față de toate, în sensul ăsta că ea are un cuvânt de spus tot timpul, e deranjant. Vai, 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 vai. Era vizibil că nu te suportă nimeni. Nu vreau să te legi de Adrian, nici aici, nici afară, pe starea lui socială. Time out! Am primit multe mesaje în care spunea lumea că este foarte, foarte impulsiv și foarte vulcanic și agresiv. Bogdan, crezi că fetele de aici din casă plâng fals? Nu am simțit niciun plâns autentic și sincer. Dar ar trebui să aibă încredere în tine. Doamne! Săptămâna trecută când s-a votat cine să plece, n-a votat Opera pe alea decât eu și cu Bianca. Toată lumea o suporta, acum nu mai suportă nimeni. Wow! Da! And the Oscar goes to...